Bună ziua! În primul rând am să vă rog, într-o propoziție foarte scurtă, să vă prezentați, să ne spuneți cine sunteți. Eu sunt nemceanul Ion, sunt locuitor al comunei Hangu, lucrez în cadrul primăriei Hangu. Ce probleme ați avut, din câte știm noi, dumneavoastră ați înființat organizația PPDD în această comună și ulterior, fără absolut nicio explicație, ați fost, vi s-a retras sprijinul politic. Ce s-a întâmplat în realitate? În realitate, în urma alegerilor locale, eu am ieșit consilier în cadrul Consiliului Local. Am certificat dovitor al alegerilor, iar cineva de la apel din Comuna Hangu, m-a numit Bezim Alexandru, s-a dus la domnul Furcășanu, l-a influențat și a numit funcția de consilier pe cineva de pe locul 3, nici de cum de pe locul 2. Și care a fost explicația? Explicația domnului Forcășanu a fost că eu am trădat partidul, ceea ce nu este adevărat. Dimpotrivă, eu am făcut propagandă pentru dânsul și au ieșit voturi pentru dânsul destul de multe în comună. Deci, explicați-ne puțin mai clar. De ce ar fi trebuit să vină acest consilier de pe locul 3 în locul dumneavoastră? Ce bănuiesc dumneavoastră că este în spate? Eu bănuiesc că ar fi vrut să-l atragă tot de partea apelului. Pe acest consilier de pe locul 3. Este o cunoștință a domnului Bezim Alexandru. Deci aici ar fi ei, ar fi trebuit să meargă împreună? Dumneavoastră v-ați opus în vreun fel? Eu nu m-am opus în niciun fel. S-a retras sprijinul politic, a fost numit consilier persoana de pe locul 3 și a rămas așa. Acum, în ce situație sunteți? Sunteți consilier? Nu sunteți consilier? Ce se întâmplă? Nu sunt consilier, nu am participat la nicio ședință, nu am făcut nici contestații. Păi, atunci de unde a tras concluzia domnul Frăcășanu că ați fi trădat partidul? A fost influențat de Bezim Alexandru. Cel de la apel. Cel de la apel. Acum domnul Forcășanu văd că candidează tot pe această zonă, vrea să iasă parlamentar. Ce părere aveți despre acest lucru? Probabil dânsul vrea să intre în Parlamentul României, dar cu noi nu am mai ținut legătura. Eu l-am căutat la telefonul, nu l-am mai găsit, practic nu a răspuns. L-am căutat chiar cu primarul de multe ori la telefon, primarul din Comuna Hangu. Și nu a răspuns la telefon, nu știu ce se va întâmpla. Este adevărat că în această zonă, în zona Hangu, sunt mai mulți oameni care sunt nemulțumiți de domnul Forcășanu? Din câte se aude, sunt persoane nemulțumite de domnul Forcășanu și nu numai în Comuna Hangu, chiar pe toată Valea Bistriței. Pe ce motive? Din ce știți dumneavoastră? Sunt motive similare cu cazul meu, prin alte comune am auzit. Plus că dânsul a avut, este gateri în zona aceasta și a nemulțumit multă lume. În zona Farcașa, în zona Borca, Stejarul, pe acolo, din câte știu eu. Vă mulțumesc frumos! Plăcere!